să vă binecuvânteze Domnul într-un mod special, să vă umple cu Duhul lui cel Sfânt, ca să vă bucurați de roadele Duhului Său, să aveți în plinătate toți cei care ascultați cuvântul lui Dumnezeu, dragoste, pace, credincioșie, blândețe, bunătate, bucurie, facere de bine, înfrânarea poftelor, îndelungă răbdare, toate dublate de Duhul binecuvântat al rugăciunii. Mulțumim lui Dumnezeu că El ne arată de fiecare dată cuvântul Său și ne luminează mintea și ne trimeze raze de lumină ca să lumineze toate ungherele întunecate ale minții noastre, din cauza că noi ne naștem în păcat și El trebuie să ne lumineze cu acordul nostru, cu decizia noastră, dacă noi vrem să rămânem luminați. Din păcate, imensitatea, majoritatea oamenilor nu doresc să se lase luminați, nu le place lumina. Însă, nouă ăstora câțiva care ne-am pus la dispoziția lui Dumnezeu, sper să ne lase să ne lumineze până la cap. Degeaba ne lăsăm luminați pe jumate dacă nu ne lăsăm până la capăt. Domnul ne învață să ne ducem sfințirea până la capăt cu frică și cu tremur. Mântuirea noastră este mai aproape decât atunci cât am crezut. Orice zi care trece ne apropie de întâlnirea noastră cu Domnul nostru Iisus Hristos. Orice zi care trece este irreversibilă trecerea ei. Nu ne mai întâlnim cu ziua care a trecut niciodată. Slăviți să fie Domnul, căci împărăția cerului nu va mai suna ceasul, nu se vor mai măsura anii și secolele și mileniile, pentru că nu va mai fi nevoie de așa ceva. Da, zilele se vor măsura, pentru că săptămâna va avea tot 7 zile, va fi ciclul de 7, aceasta va fi singura măsură. Ciclul de 7 zile, ca să știm când este sabatul, să lăudăm pe Domnul ziua 7. Da, în cetatea Noului Ierusalim. Dar noi vom trăi în netimp, așa cum înainte de apariția păcatului a existat netimp, tot netimp va exista și după ce păcatul va fi biruit și moartea va fi biruită. De ce? Pentru că nu va mai fi nevoie să măsurăm timpul. Timpul ne-a fost dat ca să fie măsurat datorită faptului că există o limită a duratei noastre de viață pe acest pământ. Pentru că a apărut moartea. Dar când știi că nu va mai fi moarte, nu va mai fi final al vieții, ce rost mai are să măsori timpul? Măsurarea timpului nu va mai avea niciun rost. Va fi doar acel ciclu de 7 zile care se va învârti ca un cerc la nesfârșit. Ziua 1, 2, 3, 4, 5, 6, ziua de odihnă 7, după ziua 7 ce vine? Iar vine ziua 1, 2, 3, 4, 5, 6, iar vine ziua 7 la nesfârșit. Ciclu de 7 zile în care noi credem, pentru că în 6 zile a făcut Dumnezeu cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, și în ziua 7 s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Dumnezeu ziua 7 și a sfințit-o. Iubiți frați și surori, să ne prindem de cuvântul lui Dumnezeu, să ne agățăm de versetele lui Dumnezeu. Uite, aici mi-a dat Domnul o carte, Cuvântul Creator. Sunt 507 domenii de activitate și la fiecare domeniu de activitate din viața creștinului există câte 5 sau 7 versete. Este o carte numai cu versete din Sfânta Scriptură. Cine dorește, o primește atât online cât și pe hârtie, dacă dorește să o aibă în casa lui. Numai cu versete din Sfânta Scriptură. De exemplu, aici avem vestirea Evangheliei, 10 versete. Vestirea Viața de aici nu e totul. Iar 10 versete. Viața de apostol, 5 versete. 7 versete. Viața veșnică, iar 10 versete. Viața vremelnică. Vindecarea rănilor trecutului. Mustrările Domnului. Nașterea de nou. Nașterea Domnului. Nașterea de copii. Le-am pus în ordine alfabetică și toate aceste domenii, 507 domenii, sunt ilustrate cu versete din Sfânta Scriptură, pentru că noi citim Sfânta Scriptură ca să fim mântuiți, pentru că ne dorim viața veșnică. Dar degeaba o citim, pentru că toți care o citesc fără Duhul lui Dumnezeu nu vor avea parte de împărăția cerurilor, de viața veșnică. De aceea, noi trebuie, atunci când luăm la cunoștință, când adâncim cuvântul lui Dumnezeu, aceste capitole, aceste cărți, aceste versete, să le citim și să le studiem și să le mâncăm luminați
de Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu în noi, plin de Duhul lui Dumnezeu, ca să înțelegem corect ce ai vrut, Doamne, să spui aici, ce ai vrut, Doamne, să spui aici, ce ai vrut, Doamne, să spui aici. Și nu numai că Domnul vrea să ne lumineze ca să ne explice ce a vrut să spună acolo. Dar acel cuvânt prin care Dumnezeu a făcut cerul și pământul mă poate schimba pe mine dintr-un om care mă găsesc în cel mai negru păcat într-un înger al lui Dumnezeu din punct de vedere al caracterului. În așa fel încât Hristos, când se uită la mine, când mă privește pe mine, să-și vadă propriul său caracter reprodus în totalitate în mine prin prezența sa divină. Hristos în voi, nădejdea slavei, nu mai trăiesc eu, egoismul e mort, Hristos trăiește în mine. E nevoie de sfințirea vieții? Este, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că nimic întinat nu va intra în împărăția cerurilor. Nimeni care trăiește în păcat și spurcăciune, în minciună, nu va intra în împărăția cerurilor. Domnul vrea, dacă vrem cu tot din adinsul să intrăm în împărăția cerurilor și să trăim veșnic acolo unde nu se mai găsește boală, unde nu se mai găsește moarte, unde tot timpul vom vedea pe Domnul Iisus Hristos și pe Dumnezeu Tatăl și vom fi alături de ei și nu ne va mai pândi niciun pericol, dacă vrem să ajungem acolo, trebuie să-L lăsăm pe El să ne curățească de orice întinăciune a păcatului și altă metodă nu există, pentru că El este singurul care, dacă îl primim, nu ne forțează de bună voie și nesilit de nimeni, dacă îl primim, El vine și locuiește în noi și atunci El ne va curăți de orice întinăciune a păcatului. Viața veșnică. Vă doriți dumneavoastră viața veșnică? Pentru ce veniți ca să ascultați cuvântul lui Dumnezeu? Iubiți frați și surori, oare dumneavoastră îl căutați pe Dumnezeu numai ca să vă meargă bine în viața de aici? Da, Dumnezeu spune că dacă noi îl căutăm cu tot sufletul, cu tot cugetul, El ne spune că o vom duce bine chiar și pentru viața asta scurtă. Chiar și pe timpul vieții aceștia vom avea fericire și bucurie în Hristos și să ne meargă bine. Dar eu vă întreb, oare numai pentru viața asta îl căutați pe Dumnezeu? Eu când l-am căutat pe Dumnezeu și am simțit nevoia de Dumnezeu, l-am căutat pe Dumnezeu într-un mod egoist. L-am căutat doar ca să-mi rezolve niște probleme care se întâmplaseră, foarte neplăcute, care se întâmplaseră în viața mea. Și Dumnezeu nu numai că mi-a rezolvat acele probleme, dar Domnul mi-a spus că vrea să mă facă să trăiesc și veșnic. Aceea a fost doar momeala, doar plasa. A întins plasa Evangheliei mine și peste mine și m-a prins că îmi va rezolva problemele din viața aceasta și mi le-a rezolvat fără nicio probleme, dar El vrea să-mi dea mult mai mult. Vrea să-mi dea viața veșnică. Și cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar. Zice, dacă numai pentru viața aceasta v-a spus nădejdea, sunteți cei mai nenorociți oameni. Cum putem noi să trecem pe lângă o mântuire atât de mare? Da, o duci bine, ești miliardar, ești împărat, ești rege, ai toată lumea și pământul la picioare. Dar ce folos? Ce folos să câștigi toată lumea în viața aceasta dacă îți pierzi sufletul? Sau ce va da omul, spune cuvântul, ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Ce folos ai toată lumea la picioare, tot pământul la picioare, dacă îți pierzi sufletul? Dacă la 70, 80 de ani sau 100 de ani vei muri și nu vei fi mântuit, ba încă vei fi pedepsit pentru păcatele pe care le-ai făcut, că în mod sigur vei face păcate din moment ce întorci spatele ofertei divine a jertfei Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce la Calvar. În mod sigur vei face păcate și în mod sigur va trebui să plătești tu personal la înviere și să fii pedepsit. Asta e forma de plată a pedepsa a păcatelor, să fii pedepsit pentru păcatele pe care le-ai făcut. Pentru că niciun păcat cu niciun chip nu va rămâne neplătit, nu va rămâne nepedepsit. Dacă te-ai pocăit de adevăratele
păcatele tale vor pica pe capul diavolului și el le va plăti pe ale tale. Dacă nu te vei pocăi, vor pica pe capul tău și va trebui să le plătești, pentru că ai respins oferta mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Vrem să trăim veșnic, da? Nu vrem să ne destrăbălăm, nu vrem să mâncăm și să bem cum face lumea, că mâine vom muri. Nu vrem să ne strângem confort, nu vrem să avem, ne înconjurăm de grade, de funcții, de diplome, de măreție, de slavă omenească, de avere. Nu vrem. De ce nu vrem? Pentru că știm că nu aici este țara noastră, nu aici e adevărata mea viață. Și eu și tu și noi toți cei care vrem să facem parte din poporul lui Dumnezeu, vrem mai mult de atât. Vrem să trăim veșnic, vrem să fim mântuiți. Îmi place foarte mult cuvântul lui Dumnezeu care îl spune prin Ecleziastul, capitolul 3, versetul 11. Orice lucru el îl face frumos la vremea lui, se referă la Domnul Dumnezeu. A pus în inima lui, adică a mea și a ta și a celor nelegiuiți și a tuturor oamenilor creați de Dumnezeu, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Nu putem cuprinde cu mintea aceasta infestată de păcat să cuprindem durata nemărginită a veșniciei. Nu putem cuprinde infinitul, pentru că noi suntem ființe strict limitate și nu putem să înțelegem lipsa de limită. Dar totuși, prin credință putem să primim și Domnul a sădit în mintea noastră, în sufletul nostru și în trupul nostru, gândul acesta al veșniciei. Și gândul acesta al veșniciei l-a sădit nu numai în cei care sunt deschiși și vor să-L primească pe Hristos și adevărul și să trăiască adevărul. Chiar și în inima celor care nu-L primesc. Toți, cu toții, și legiuiți și nelegiuiți, suntem copii ai lui Dumnezeu. Numai că unii îl recunosc pe el ca tată, iar alții nu îl recunosc pe el ca tată. Chiar și în inima celor care nu îl recunosc pe el ca tată, a sădit Dumnezeu și în ei gândul veșniciei. Și ei și-ar dori să trăiască veșnic. Întrebați pe un om, oricare ar fi omul acela, ai dori să trăiești veșnic, fără boală, fără moarte și să te bucuri în continuu și să ai tot ce ți-ai dori? Ai dori să trăiești veșnic? Da, mi-aș dori. Numai că ei ar dori să trăiască veșnic în păcat. Nu se poate așa ceva. Domnul Dumnezeu spune că n-ai cum să trăiești în păcat în împărăția celor. În momentul ce te-a lovit păcatul, păcatul pe care tu l-ai ales să-l faci, te duce la moarte. Așa cum Lucifer, fostul nume al diavolului din ziua de astăzi și îngerii lui căzuți în păcat, au fost alungați pentru că n-au vrut să iasă din împărăția cerurilor unde doreau să trăiască veșnic. N-au fost să iasă de bună voie de acolo din cer unde nu se găsește păcat. Ei care erau infestați de păcat au fost alungați prin forță, spune cuvântul că s-a făcut război și Mihail cu îngerii lui au făcut război cu Lucifer și cu îngerii lui care au căzut în păcat și i-au alungat de acolo din ceruri. Nu poți să trăiești în păcat în împărăția cerului. Te alungă Dumnezeu. Și știi ceva? Nici ție nu ți-ar conveni să trăiești în păcat în împărăția celor, pentru că nu-ți convine lipsa, absența păcatului de acolo din împărăția celor. Nu-ți convine. Păcatul se lipește de tine ca lepra. Și orice păcat duce la moarte, și anume la moarte veșnică. A pus în inima lor chiar și în gândul veșniciei. În inima mea, în mintea mea, există gândul veșniciei. În inima ta și în mintea ta există gândul veșniciei. Dar cum câștigăm, iubiți frați și surori, viața veșnică? Bun, noi ne dorim să trăim veșnic. Bun. Dar cum câștigăm viața veșnică? Cum o câștigăm? În Faptele Apostolilor 4:12 citim:
În nimeni altul nu este mântuire, adică viață veșnică, adică trăirea în împărăția celor. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Vrei să trăiești veșnic? E bine, pentru că gândul acesta ți l-a pus Dumnezeu. A pus în inima ta chiar și gândul veșniciei. E bine că vrei să trăiești veșnic. Dar acum ești dispus, dacă dorești să trăiești veșnic, ești dispus să mergi pe calea care duce la Mântuitorul nostru? El este calea. Eu sunt calea, adevărul și viața. Cu alte cuvinte, ești dispus să trăiești și să-L primești în sufletul tău și în mintea ta și în trupul tău pe Domnul nostru Iisus Hristos? Dacă ești dispus, este bine. Dar ține cont că Domnul Iisus Hristos vine prin Duhul Lui Cel Sfânt în inima ta. Și Duhul Lui Cel Sfânt nu vine cu inima goală. Duhul Lui Cel Sfânt vine cu Evanghelia noastră cea de toate zilele. Și spune, vrei să trăiești veșnic? Vrei să nu mai mor veșnic? Ei bine, dacă tu vrei să nu mai mor veșnic, va trebui să primești această Evanghelie. Există o singură Evanghelie scrisă în patru variante. Ea este una, nu sunt mai multe evanghelii. Una singură, dar această singură evanghelie este scrisă în patru variante. Din patru unghiuri de vedere, oameni călăuziți de același Duh au scris în patru variante. Varianta după Matei, varianta după Marcu, varianta după Luca, varianta după Ioan. Ești dispus să o primești? Da, o primesc. Oho, ușurel, ușurel, o primești din gură, dar ești dispus să o primești și prin fapte? Da, o primesc. Bun, o primești din gură, dar ești dispus să trăiești fiecare cuvânt care scrie acolo? Da, sunt dispus. Păi bine, atunci poate că ești dispus, dacă tu spui că ești dispus, ești dispus să întorci obrazul celui care te lovește peste o falcă, să întorci și obrazul celălalt? A, frate, aici nu știu, nu prea cred eu că sunt dispus. Ești dispus ca atunci când cineva îți face rău să nu te împotrivești? Pentru că asta spune Evanghelia. Lasă, frate, că asta spune pentru ăia de atunci, dar nu pentru noi acum, nu știu ce. Și vii tu cu justificările tale, drăcești. Nu, frate, nu ești dispus. Dacă tu nu primești acest cuvânt al lui Dumnezeu, dacă nu trăiești și versetul acesta, în mod literar, în mod real, ca atunci când cineva te lovește peste un obraz, să întorci și obrazul celălalt și să îl și iubești, nu ești dispus să trăiești Evanghelia. Prin urmare, nu vei putea să trăiești veșnic. Prin urmare, nu vei putea să fii ridicat la cer. Asta este neprihănirea prin credință. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Ca să fii dispus ca atunci când cineva te lovește peste un obraz să-l întorci și pe celălalt, trebuie să ai o putere dumnezeiască în tine. Și acea putere dumnezeiască este plinătatea Duhului Său cel Sfânt. Este acea plinătate care îți omoară și îți răstinește euul și în tine se va vedea numai Hristos care a fost dus la moarte ca un miel și nu a ripostat. Nu a comentat, nu a zis nimic. Atunci se vede dacă ești dispus să trăiești Evanghelia și ești dispus să trăiești Evanghelia și o vei trăi această Evanghelie numai dacă Hristos locuiește în tine, pentru că prin puterea ta omenească cu niciun chip nu vei putea trăi. Și prin puterea ta omenească cu niciun chip nu vei putea să intri în împărăția cerurilor, pentru că tu nu vei avea acea haină de nuntă pe care ți-o dă Domnul Iisus Hristos prin locuirea, prin Spiritul Său în tine. Tu nu vei avea acea haină de nuntă imaculată pe care Domnul ți-o va pune la dispoziție. Acea haină de nuntă se primește acum prin locuirea lui Hristos în noi. Și numai de dragul lui Hristos Dumnezeu Tatăl ne va mântui. Pentru că atunci când se va uita și ne va privi pe noi Dumnezeu Tatăl, la care Domnul nostru Iisus Hristos milojește necurmat,
neîntrerupt, Dumnezeu Tatăl îl va vedea pe Hristos, scumpului său fiu, în mine, în ce privește caracterul. Și Domnul Dumnezeu Tatăl mă va mântui pe mine de dragul lui Iisus Hristos, pe care îl vede locuind în mine și care vede caracterul fiului său scump reprodus în mine prin locuirea lui Hristos în mine. Atunci când Dumnezeu Tatăl mă va vedea pe mine, la bara de judecată, Domnul Iisus Hristos va mijloci pentru mine și El îl va vedea, sau Domnul Iisus Hristos își va vedea în mine propriul său caracter. Și va zice, da, recunosc, persoana aceasta este de-a mea, se uită și la altul, și tu vrei să fii mântuit? Da, și eu vreau să fiu mântuit. Și se uită la caracterul tău. Păi da, dar nu mă văd pe mine reprodus în tine. Și atunci ce va zice? Plecați de la mine că nu vă cunosc toți cei care săvârșiți fără de lege. Plecați de la mine. Pentru că nu oricine cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela va intra în împărăția cerurilor. Și nu prin puterea noastră, că nu avem nicio putere, nu sunt nimic, sunt un abur, sunt un fir de iarbă care se arată după aceea puțin tel, dar după aceea piere, un abur care se arată puțin tel, dar după aceea piere, ci în puterea lui Hristos va fi reprodus în mine în ce privește caracterul. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Am citit în Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire. Adică nimeni altul, dacă vine prin Duhul lui, Satana sau Duhuri, că sunt foarte multe Duhuri, niciun alt Duh care, dacă locuiește în mine, nu va mă recomanda ca să fiu mântuit, pentru că unul singur e Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Numai dacă locuiește Hristos prin Duhul lui în mine, numai acel Hristos care locuiește prin Duhul lui în mine, mă va mântui. Pentru că este un singur Mântuitor, Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. De aceea, noi când căutăm să intrăm în împărăția celor, nu există mai multe căi prin care putem intra în împărăția celor. Este o singură cale și Domnul nostru Iisus Hristos spune că Eu sunt calea, adevărul și viața. Toți cei care au venit înainte de mine, spune Domnul nostru Iisus Hristos, sunt niște hoți și tâlhari. Eu sunt păstorul cel bun. Eu sunt calea, adevărul și viața. În nimeni altul nu este mântuire. Nu este, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Trebuie să ne intre foarte bine în cap. Și Mântuitorul nostru este Evanghelia, când noi vrem să-L avem pe Hristos în mintea noastră. Când deschidem paginile Evangheliei, cuvintele acelea din Evanghelie pe care noi le primim, acela este Mântuitorul nostru și acele cuvinte trebuie să locuiască prin Duhul lui Dumnezeu în noi și acele cuvinte reprezintă Hristos, Duhul lui Hristos. Acel este acel cineva care este Mântuitorul nostru. Cuvântul Evangheliei să locuiască din belșug în voi. Când cuvântul lui Evangheliei locuiește din belșug în noi, acela este Mântuitorul care ne va mântui. Strâng cuvântul tău în inima mea, spune psalmistul, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cine este cuvântul acela? Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, prin de har și de adevăr. Cuvântul este o persoană, cuvântul este Iisus Hristos. Cuvântul este Iisus Hristos. Când noi strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră, acela e Hristos, acela e Mântuitorul. Și dacă Hristos a intrat prin Evanghelie și trăim Evanghelia aceea, pentru că a încolțit, a picat Evanghelia pe un teren fertil, am primit-o și suntem supuși, nu mai este decât o chestiune de timp ca să fim ridicați la cer. Nu rămâne decât să așteptăm pe Domnul și să fim ridicați la cer. Iar modul nostru de comportament va fi în deplină concordanță, până când vom fi ridicați la cer, va fi în deplină concordanță cu caracterul lui Hristos. Nu ne vom împotrivi celui ce ne face rău,
vom întoarce și obrazul celălalt, dacă cineva ne lovește peste obraz, ne vom ruga pentru cel care ne batjocorește. Pentru că orice necaz nu ne va supăra, fericirea noastră nu va fi deranjată de nimeni, pentru că noi vom privi dincolo de necazul, dincolo de testul, dincolo de încercarea pe care Dumnezeu o îngăduie ca diavolul să o aibă asupra noastră, ca să se vadă cât de credincioși suntem. Cu bucurie ne vom lăsa curățiți de către Dumnezeu, care aplică peria de sârmă asupra păcatelor care ne înconjoară, s-au agățat de noi ca zgură, și peria aceea care ne doare va fi o durere plăcută din punct de vedere spiritual, va fi o durere neplăcută din punct de vedere fizic, dar din punct de vedere spiritual ne vom bucura și ne vom veseli, pentru că toată acea durere fizică este spre binele nostru. Orice lucru lucrează, orice necaz, orice suferință lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ioan 10:9. Eu sunt ușa, zice Domnul Iisus Hristos. Eu, adică Evanghelia, cuvântul. Cuvântul s-a făcut trup. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra și va ieși și va găsi pășune. Eu sunt ușa. Evanghelia luminată, obligatoriu luminată de Duhul Sfânt, aceasta este ușa. Evanghelia luminată de Duhul Sfânt este ușa. Și dacă intru prin Hristos, înseamnă că mă unesc cu Hristos. Și atunci, omenescul meu, umanul unit cu Hristos, umanul unit cu Divinul, nu mai comite păcat. Firea mea pământească este redusă la tăcere. Și atunci, mântuirea mea va fi sigură, 100%. Este vorba, vorbim aici despre siguranța mântuirii. Nu ai cum să nu fii sigur de mântuirea ta, cu singură și mare și obligatorie condiție. Hristos să locuiască în tine. Când Hristos locuiește în tine, ești sigur de mântuire. Când Hristos nu locuiește în tine, nu mai ești sigur. Ești nesigur. Dar dacă Hristos locuiește în tine, ești sigur de mântuire. Pentru că Hristosul care locuiește în tine, obligatoriu trebuie să locuiască în plinătate, nu doar parțial. În plinătate îți dă această siguranță a mântuirii și caracterul lui Hristos este reprodus în tine în mod desăvârșit. Marcu 10:21. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: îți lipsește un lucru! Se adresa și intrase în dialog aici cu tânărul bogat. Îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează. Va să zică, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, 2, dă la săraci, 3, vei avea o comoară în cer și 4, apoi vino, ia-ți crucea, 4 și 5, și urmează-mă. Du-te de mine tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Ce vrea să spună Domnul nostru Iisus Hristos prin aceste cuvinte, cu caracter de poruncă în viața noastră? Cu alte cuvinte, El pe limba noastră, celor care trăim acum în secolul 21, și dacă suntem luminați de Duhul lui Dumnezeu în plinătate, Domnul nostru Iisus Hristos spune: predă-te complet în mâna mea, fiule, dă-mi inima mea. Noi trebuie să ne predăm complet în mâna lui Dumnezeu ca El să preia complet în stăpânirea sa viața noastră și să ne lăsăm conduși complet de Dumnezeu. Adică ați văzut volanul la mașină, eu să iau mâna de pe volanul care conduce viața mea, de pe volanul vieții mele, și să las volanul vieții mele care se află în plină viteză, să las volanul acela numai și numai în mâna lui Hristos. Asta vrea să spună Hristos către tânărul bogat în Marcul 10:21. Tânărul bogat n-a vrut. A vrut să aibă și el o parte în ce privește firea pământească. Să se bucure și firea lui pământească
măcar de 5% din aceste bucurii. Dar Domnul nostru Iisus Hristos spune, nu! Plăcerile trupești, firea pământească, nu are niciun drept la binecuvântările lui Dumnezeu. Nu are, nu poți să ai 99% să fii predat în mâna lui Hristos și să fii neprihănit și 1% să se bucure și poftele păcătoase. Nu! Nu! O singură picătură de otravă otrăvește toată mâncarea, o singură picătură de otravă otrăvește toată ciorba. Da. Citim și în Luca, capitolul 17, cu versetul 21. Și spune, farisei, sau și 20 și 21, farisei au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Adică nu vine să-ți anunțe și ziua și ora și ceasul când va veni, nu face niște modificări în tine să se vadă că deja îți luminează fața, nu izbește privirile împărăția lui Dumnezeu asupra celor care vor fi mântuiți. Dacă tu vei fi mântuit, nu vei avea niște caracteristici ceva deosebit față de ceilalți. Vei fi un om ca și mine, ca și oricine. Nu ne vom deosebi unii de alții. Cei sfinți de cei păcătoși nu ne vor deosebi decât prin caracter, dar nu izbește privirile, adică nu izbește partea fizică a aspectului nostru fizic, nu izbește, nu se va zice uit-o aici sau uit-o acolo, deci vizibilul, nu prin vizibil se va vedea împărăția celor, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Împărăția cerurilor care de fiecare dată nu poate fi nimeni altcineva decât o persoană. Împărăția cerurilor nu poate fi altcineva decât o persoană și împărăția cerurilor e o persoană. Împărăția cerurilor este Iisus Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei. Împărăția cerurilor este în lăuntrul vostru, în interiorul vostru, de sus, din creștetul capului până în tălpile picioarelor. Aici este împărăția celor, în lăuntrul vostru. Ce vrea Domnul nostru Iisus Hristos să spune? Că Hristos vrea să intre în mintea noastră și în sufletul nostru și în trupul nostru. Împărăția celor este în lăuntrul vostru. Adică Hristos este împărăția celor și El vrea să intre în noi. Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu mai trăiesc eu, eu nu mai are niciun drept să pună mâna pe volanul vieții. Firea mea pământească este redusă complet la tăcere și Hristos ia chip de plin în mine. În mine, să reținem, în mine, în interior. Cei doi ucenici care mergeau pe spre Emaus, am mai scos în evidență imaginea aceasta, nu l-au recunoscut pe Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos era din punct de vedere fizic, era cu ei. Dar din păcate nu era în ei. Nu era în ei. L-ar fi recunoscut dacă împărăția celor sau Iisus Hristos prin Duhul lui cel Sfânt ar fi fost în ei. Dar din păcate era doar cu ei. De aceea noi când ne rugăm, nu e greșit să spunem, Doamne, fii cu noi în ziua de astăzi. Dar nu are mare valoare lucrul acesta. Valoarea adevărată este dată de cererea aceasta, Doamne, fii în noi pe ziua de astăzi și noi să nu mai avem niciun cuvânt de spus și Tu, Doamne, să lucrezi prin noi. Împărăția celor este în interiorul vostru. Trebuie, iubiți frați și surori, ca noi să înțelegem cuvântul acesta în mod corect. Trebuie ca să fim oameni duhovnicești. Adică, cu alte cuvinte, să fim plini de Duhul lui Dumnezeu. Altfel noi vom înțelege mesajul acesta doar parțial corect. Dar Domnul nostru Iisus Hristos ne spune foarte clar că oamenii pocăiți parțial nu vor fi mântuiți. Oamenii care se lasă conduși doar parțial, doar în parte de Hristos, nu vor fi mântuiți. Oamenii care primesc Evanghelia doar în parte
Și nu toată Evanghelia nu vor fi mântuiți. Ne-a spus foarte clar. Cine păzește toate poruncile, crede el că păzește toate poruncile și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Noi trebuie să ne ducem sfințirea până la capăt și nu să ne întoarcem înapoi la jumătatea drumului. Că vine diavolul și spune, lasă-mă că ești prea pocăit, nu vezi pe la latul ce necredincios e? Sunt prea pocăit, măcar să fie și el ca mine. Degeaba ești tu prea pocăit față de ăla nepocăit. Domnul nostru Iisus Hristos nu ne cere nouă să fim mai credincioși decât nelegiuiții. Domnul nostru Iisus Hristos ne cere pur și simplu să fim sfinți, așa cum este și El. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Domnul ne cere cu totul. Domnul ne cere, nu ne cere doar jumătate din inima noastră. Domnul ne cere toată inima noastră. Nu e suficient jumătate din inimă. Jumătate din minte sau 99% din mintea noastră nu e suficient. Dacă dăm numai 99% la dispoziția lui Hristos, Domnul ne va arunca și vom intra în aceeași oală cu cei necredincioși. Domnul vrea ori totul, ori nimic. Până când mai scăpătați de amândouă picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă este Baal, mergeți după Baal. Adică cuvântul spus prin prorocul nostru Ilie vrea să ne spună că ne dorește cu totul, nu doar parțial. Nici măcar în ce privește majoritatea firii noastre. Nu, ne dorește cu totul și atât. Numai cei care s-au predat cu totul, trup și suflet și duh, vor fi mântuiți. Ceilalți care au mai ținut ceva pentru firea pământească, pentru Satana, cu niciun chip nu vor vedea în împărăția cerurilor. Am văzut oameni care aveau multe calități, dar aveau un defect. Și din cauza la defectul acela s-au depărtat de Dumnezeu. Am văzut oameni care aveau multe calități duhovnicești, aveau un caracter extraordinar de frumos și de plăcut. Se îmbrăcau frumos, vorbeau frumos, aveau răbdare, dar aveau ceva neplăcut. Aveau ei o minciună pe care o iubeau foarte mult. E, din cauza la minciuna aceea, ei s-au depărtat de Dumnezeu. S-au lepădat de Dumnezeu și s-au dat de partea lumii. Chiar lângă mine am avut un asemenea exemplu și vedem în jurul nostru. Ați văzut cum este un vas, cât ar fi de mare vasul, să fie un bazin de 100 de tone. Dacă are o mică găurică, pe acolo se scurge apa din el și până la urmă se va goli. Nu există un păcat oricât de mic ne desparte de Dumnezeu și de viața veșnică. Nu există așa ceva. Împărăția lui Dumnezeu, Domnul vrea să locuiască în lăuntrul nostru. Mulțumim lui Dumnezeu. Roman 6:23. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi nu putem plăti cu nimic viața veșnică. Este un dar fără plată. Dar totuși ceva Dumnezeu cere de la noi. Nu să plătim, dar ne cere să vrem să primim darul. Adică nu-și cere nimic în schimb. Dar dacă tu nu întinzi mâna să primești darul, El nu ți-l dă cu forța. Avem și noi ceva de făcut, doar să întindem mâna. Nu plătești nimica, dar dacă nu întinzi mâna, nu ți-l dă darul acesta. Galateni 6:8. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică, subiectul nostru de astăzi. Cum să câștig, Doamne, viața veșnică? Ce să fac ca să am viața veșnică, cum a întrebat Domnul nostru Iisus Hristos? Și ne cercetăm și noi, fiecare dintre noi ne cercetăm. Doamne, ce mai am în viața mea? Doamne, mi-e teamă că nu voi putea să locuiesc alături de Tine în împărăția celor. După ce voi muri, nu voi beneficia de prima înviere ca să trăiesc împreună cu Tine. Ce să fac, Doamne, ca să am viața veșnică? Și Domnul Iisus Hristos, în prezentarea de astăzi, în episodul acesta, prin gura mea, umilul rob al lui Dumnezeu, vrea să ne spună care sunt condițiile ca să primim viața veșnică.
Păi cum? Viața veșnică e un dar, zic neoprotestanții. Dumnezeu ne dă darul. Darul nu e cu condiție. Nu e darul cu condiție, dar condiția îmbracă forma faptului că trebuie să întinzi mâna ca să-l primești. Dacă nu întinzi mâna să-l primești, Dumnezeu nu ți-l dă cu forța. În aceasta rezidă condiționarea primirii vieții veșnice. Să întinzi mâna. Și ca să întinzi mâna înseamnă să iei decizia să-l primești pe Hristos în viața ta. Și ca să-l primești pe Hristos în viața ta nu înseamnă să-l primești doar cu gura, și să fii dispus să primești lucrarea de înnoire a caracterului tău, care e o lucrare foarte, foarte dureroasă pentru firea pământească. În asta constă condiționarea, în asta constă întinderea mâinii ca să primești darul fără plată. Așa se înțelege corect Evanghelia. Iubiți frați și surori, cine aduce o altă cale de mântuire, înseamnă că aduce o altă Evanghelie, și să nu primiți, pentru că aceea nu este Evanghelia propovăduită prin Apostolul Pavel. Să fie anatema, adică blestemat, cel care aduce o altă cale de a primi viața veșnică. Aceasta este adevărata cale pe care ne arată adevărata Evanghelie, prin care putem să primim viața veșnică. Când zici că îl primesc pe Hristos, nu trebuie să fii batjocoritor. Nu trebuie să iei în deșert cuvântul lui Dumnezeu. Păi măi frate, spui că l-ai primit pe Hristos. Dar tu știi ce înseamnă să-L primești pe Hristos? Înseamnă să trăiești viața lui Hristos până la ultima literă. Păi o trăiesc. Păi nu trăiești. Pentru că se văd roadele, că nu le ai. Ești mincinos. Minți. Nu trăiești. A, dacă o trăiești prin Hristos și Hristos locuiește cu adevărat în tine, atunci când cineva te lovește peste obrazul drept, tu nu te vei duce să-l reclam la poliție sau la tribunal. Tu vei întoarce și obrazul celălalt. Asta este esența locuirii lui Hristos în tine. Pentru că Hristos, căruia tu îi te-ai predat, ar fi putut să zădărnicească acea palmă care aproape de tău ți-a dat-o. Dar dacă Hristos a îngăduit să ți se administreze acea palmă, înseamnă că El a îngăduit spre binele tău spiritual, care conduce la binele veșnic al tău. Nu pot fi înțeles de lucrurile acestea decât numai dacă ai o minte predată în mâna lui Dumnezeu, adică o minte duhovnicească. Dacă mintea nu e predată, atunci tu vei avea o minte firească, drăvolească, drăcească. Și nu vei înțelege, pentru că mai avea niște duhuri rele în tine care nu te vor lăsa să primești aceste lucruri. Pentru că ei vor avea justificarea locuirii lor în tine prin faptul că tu ai niște păcate îndrăgite de care nu dorești să te desparți cu niciun chip. Mai bine ești dispus să mergi la moarte veșnică decât să te desparți de păcatele acelea. Acesta este mecanismul primirii vieții veșnice și acesta este și mecanismul respingerii vieții veșnice. Ioan 5:2-25. Și făgăduința pe care ne-a făcut-o El este aceasta. Viața veșnică. Tema noastră de astăzi. A pus în mintea ta și a mea chiar și gândul veșnicii. Doamne, vreau și eu să trăiască. Să trăiesc veșnic. Vreau și eu să nu mai mă doară, să nu mai am mă doară măseaua, să nu mai putrezească mâinile astea. Vreau să fiu fericit o veșnicie. Da. Dar veșnicia se dă în condiții de nepăcat, în condiții de supunere completă față de Dumnezeu. Orice cine urăște pe fratele său este un ucigaș, și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în ei. Se menționează la 1 Ioan 3:15. Iată un alt aspect, o altă pietricică din caracterul celui care va fi mântuit și va primi viața veșnică. O altă caracteristică a caracterului celui care este pregătit pentru împărăția celor. Matei 7:21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția celor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri.
Repetăm la ea nesfârșit, nu prin puterea mea, ci prin puterea Hristosului care locuiește în mine. El face. 1 Ioan 5 cu 11 și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Am mai spus. Ioan 17 cu 3 și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e viața veșnică. Caracterul lui Hristos să fie reprodus în mine. Ioan 3 cu 16, versetul de aur, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Și a crede în El înseamnă să trăiești Evanghelia prin puterea Lui până la ultima literă. Roman 6 cu 23, fiindcă plata păcatului este moartea, și anume moartea veșnică, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică, numai în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce mai vreți, iubiți frașii și surori? Vreți să trăim veșnic? Cum se câștigă viața veșnică? Acum știm noi toți cei care ne-am adunat în jurul temei de astăzi, știm noi cum se câștigă viața veșnică? Am ajuns noi la concluzia că viața veșnică este o viață care acum în trupul acesta trebuie trăită prin puterea lui Hristos și să nu se mai găsească păcat în noi, acum în timpul vieții acesteia. Asta e viața veșnică. În scurte cuvinte, tema de astăzi se reduce la aceste cuvinte. Viața veșnică este ca Hristos să locuiască atât de plin în noi, încât în noi să nu mai se găsească păcat și să nu mai păcătuim. În scurte cuvinte, asta e teama de astăzi și la aceasta se reduce viața veșnică. Amin. Să luăm aminte la rugăciune. Îți mulțumim, Tată Sfânt, că Tu ai pus în noi gândul acesta de a trăi veșnic. Ai pus în noi gândul veșniciei. Doamne, dar Tu pui în noi prin vocea conștiinței și modul cum se ajunge acolo. Și îți mulțumim, Doamne, că ne-ai reamintit astăzi modul cum putem să ajungem în împărăția cerurilor și să trăim veșnic. Nu doar verbal, ci prin faptele credinței care atestă că în noi locuiește cu adevărat Hristos și să-L primim în plinătate. Pentru că cei mai mulți vor zice că te-au primit, dar de fapt nu te-au primit și te dăgăduiesc cu faptele. După roade ne vom cunoaște, Doamne, dacă avem viață veșnică în noi sau nu. Și nu roadele când ne merge bine, și când ne merge rău, atunci se vede dacă avem roadele vieții veșnice în noi. Prin Domnul Iisus, te-am rugat și îți mulțumim. Amin.